las pus. Oare ce număr să pun eu să păi așa a pus. Nu, 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 las și pus. Acum vreau să insist pe chestia asta. Dar ați mai spus să... Lasă să insisti, domn profesor, pe tema asta. Uite, Daria, așteaptă să vezi cum se compun astfel de chestii. Chiar formulați așa. Cum se compun astfel de chestii. Și la cea mai am o problemă, fain. Da. Dar trebuie să insist da, aici. Da, insistați aici la cea mai amână, fain. Ușoare. Da, da, fain. Da, deci insistăm să vedem... Domnul profesor vrea să vă arate că nu contează metoda. Eu insist acum. Exact, totul e să gândești și să poți concret să în fața problemei. Ce contează metodele... prin ce metodă? Noi nu învățăm metode, ci învățăm ca în fața problemei să emitem raționamente. Care să ne conducă? Corect. Da. Să ne conducă spre un rezultat corect. Așa, da. Iată cum compun autorii astfel de ingheșiți. Deci, notați-vă. Cum se compun astfel de ghiști? Deci, își iau un număr. Bună oară, noi să ne luăm 300. Spunem 300 împărțit la 3. Cât face 300 împărțit la 3? 100. Minus 50. Și știu când a rămas acum, nu pot să o putea lăsa. 300 minus 50. 50. 50, da? Totul împărțit 50 ăsta împărțit la 2. 25. Da? Da. 50 împărțit la 2, 25. 25 plus 75. Iar 100. Iar face 100. Da, 100 așa. Da. Totul împărțit la paranteză pătrată. 10. Oh, adică 10. 10. Adică 10. 10. Mm-hmm. 10 plus 2. 12. Și totul într-o paranteză dreaptă. A, noi da, nu știm de acolate, 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 nu mai contează. Într-o paranteză da, de asta. Acolate. Totul de 12, da? 12, da. 12 împărțit la 6. La 6. 12 împărțit la 6? 12 împărțit la 6? 2. 2, da. 2 da, plus 5. Este egal cu 7. Păi da, și acum aștepteți pe 300. Îl șterg pe unul care vreau eu. Bine, se încercă pe 300. Pe 10, pe 10, pe 10. Și mă gândesc la un număr. Da. Deci atenție, nu atâta zic. Din ieșițul ăsta, care știu că este o relație corectă, șterg pe una din cifre și pun X. Pe 3, pe 3, pe 3, pe 3. Pe una din cifre și pun X. Deci l-am pus în aștept pe 3, da? Da. Da. Și zic, 300 minus împărțit la X. Împărțit la X. Așteptiți și puneți. Da? 300 împărțit la X. Nu, nu, că veți vedea câte ghișiți pot pune de la ăsta plecând. Normal. Pot face... Dar puteți să facem, puteți să locuim și cu 300 și pe 300. Nu numai asta, nu numai asta. Pe una din cifrele astea le înlocuiesc și am fel de fel de ghișiți. Da, o grămadă. Atenție. 300 împărțit la X minus 50. Totul de împărțit la 2, plus 75, totul în paranteză pătrată împărțit la 10, plus 2, închideți acolada, împărțit la 6, plus 5, egal cu 7. Îmbrăcate, ieșiți-o să îmi spune așa. Aflați de la ce număr împărțit. Adică, spune așa. Nu, la un număr. Da, nu e așa, nu, nu, împărțit la 3 deja. Atenție. La X. 300 împărțit la un număr la care m-am gândit eu. Da. La ce număr m-am gândit? 300 împărțit la un număr la care m-am gândit. Din care scad 50. Exact. Rezultatul împart la 2. Oh. Iar la rezultatul adun 75. La tot rezultatul împart la 10. Și adun. La rezultatul acesta adun 2. Și tot rezultatul, adică în partea 6, și la care adun 5, știți că obțin 7. La ce număr m-am gândit eu când am împărțit pe 300? 7 minus 5, 2, 2 ori 6, 12, minus 2, 10, deci, 10 împărțit la 10, 1. Și tot așa, tot așa, și apoi facem 3 ori X,
este egal cu cât ne-a dat acolo 100. Nu, 300 împărțit la x egal cu... 300 împărțit la x este egal cu cât ne-a dat acolo 100. Noi știm deja rezultatul cât e așa și ne-a dat acel 100. X 100. Și atunci facem 300 împărțit la 100 cât ne-a dat acolo și x egal 3. Da. Deci este o variantă de construcție a unor îngheșiții foarte interesantă. Deci el pleacă de la o relație adevărată și pe urmă una din cifre înlocuiește, un număr înlocuiește cu X. Fie pe 3, fie pe 50, fie pe 300, fie pe 2, fie pe 75, unii vrea. Cu cât el este mai în interior, cu atât mai dificil este. Ah, de exemplu, dacă punem acolo 300 împărțit la 3 minus 5, dacă puneam... paranteza, împărțit la X. Împărți la X, da. Plus 75. Făceam întâi calculul ăsta până la X. Da. Deci în partea din față poți face X pe calculul. Păi dreptate și era mult mai ușor. Sigur că pentru da. Că făceam aia, făceam și aceea și apoi era 300 împărți la 3 acolo minus. Asta vreau spune, cu cât el este X-ul mai în interior, da, cu atât el este mai dificil pentru că trebuie să mergi cu tot calculul înapoi. Și trebuie să le-am. Când este mai să spun mai la mijloc, fac bucata din față și pe unul de acolo încep la mijloc. De exemplu, la împărțirea de ce se schimbă în împărțirea X. Da, bine, tot atât de bine. Oriunde. V-am arătat, dragilor, cum se compune îngheșiții. Oamenii aceia care compune îngheșiții de tipul acesta nu sunt supra-oameni, sunt oameni obișnuiți. Da? Și ce au ei? Tehnica asta. Fac un calcul corect și pe urmă, în loc de una din cifre, pun X. Și atunci X-ul ăla știu că trebuie să fie. Rezultatul trebuie să fie fie 3, dacă am pus în loc de 3X-ul, fie 50, dacă pun în loc de 50 și mai departe. Așa pune ei rezultatele la sfârșit. A, exact, asta e. Asta e. La rezultate și la sfârșit, când găsești rezultatul. A, da. Băi, asta fac. Asta fac, Darius. Da, băi, știi ce a făcut acum? M-am comunicat un secret. Un secret în ceea ce înseamnă compunerea de îngheșiții. Nu, dar am o problemă, doamnă, că nu puteam. O fac imediat. Dar nu pot de aici să nu vă spun că astfel de îngheșiții puteți face și voi. Și vă propun un lucru. Faceți acasă, ca temă pentru mâine. Compuneți. Numai două, Daria. Două îngheșiții. Compuneți două îngheșiții. Și vom discuta pe cel mai frumos. Adică să fie cât mai lung. Mai frumos, pe ăla discutăm la tablă. Da. Ah, ok. Deci, cu paranteze, cu fel de fel de paranteze, cu tot felul de smicherii. Putem să facem și... Deci, fel de concurs, cine face mai cel mai tare? Deci, fără paranteză dreaptă, acolate de asta, da? Cu din toate. Și de la un loc încolo încep alt set de paranteze, tot așa. Paranteză dreaptă, acolate, nu știu ce, pe acolo. Minor, zicem, cât e mai dificil, și mă puneți în încurcătură și pe ceilalți care, mă rog, vom încerca să rezolvăm, cu atât e ieșit și mai tare. Super! Da? Și acum, domn profesor, trebuie să vă provoc. Da. Să vă propun o problemă, să vedem la copiii ăștia știu. Nu. Și mai ales eu dacă o pot face. Dumneavoastră dacă o puteți. Să spun un lucru. Fără ei nu am nicio șansă. Știu. Eu am spus-o de fiecare dată. Deci, domnul profesor recunoaște că fără profesor, voi... Domnul profesor, nu este mea. Voi sunteți el, nu? Da. N-am nicio șansă. Dacă aș încerca o singură, nu reușesc. Dar cu voi, sigur. Cu voi, sigur. Ia să vedem. Doi bicicliști. Cu distanță care pornesc în același moment unul spre altul din două localități diferite. Wow. Mai rar. Acum, doi bicicliști pornesc unul spre altul. Eu fac o segmente. Unul pleacă din A, unul pleacă din B. Știu, la fel mă gândeam. În același moment. Pornesc în același moment, unul spre altul, adică din două localități. Adică unul vrea să meargă spre orașul ăla, unul vrea să meargă spre orașul ăla. Da. Unul merge la București, unul din Bacău și unul din Onești. Da. Așa. Primul merge cu 25 de km pe oră. Puteți să facem cu segmente? Segmente, segmente. Păi nici nu am. A, era 25. Atenție, Daria. În clipa de față, nu știu exact problema. Corect. Și nu știu la ce să apelez. Deocamdată formez strategia înainte de a ști problema. Corect. Deci, doi bicicliști pornesc în același moment, unul spre altul, din două localități diferite. Aha. Și pe primul. Ăsta cu viteza V1. Da.
V2. E un fel de V2. Da, da. Fiecare... Primul merge cu 25 de km la oră. Deci V1, viteza primului, este 25 km la oră. Al doilea, viteza V2, da, merge cu 20 de km la oră. 20 km pe oră. După 3 ore, ei s-au întâlnit. 3 ore. După 3 ore se întâlnesc, domn profesor. Se întâlnesc undeva aici, în ce? Undeva, se întâlnesc după 3 ore. Deci, așa, deci, dacă... Oare cum credeți? Va, atenție, mă gândesc. Darian, vreau să formulez o întrebare. Întrebarea mea. Se întâlnesc la mijloc? Nu. Unde? Mai aproape de B sau mai aproape de A? Mai aproape de B. De ce? Pentru că V1 merge cu 25, merge cu 5 km mai repede decât V2. Și cu cam cât, dacă mijlocul ar fi pe aici, de la mijloc până la ce, cam câți kilometri ar trebui să fie? Păi, dar ne spune cât ar fi? Întreb și eu. Păi facem două, păi dacă ăla e cu 5 mai mare... La fiecare oră câte 5, se întâlnesc după 3 ore. Deci la fiecare oră câte 5. Păi, lăsăm... Facem 25 împărțit la 2. Din punctul, cum să spun, mânt, până unde se întâlnesc, mânt de la mijloc. Da. De la mijloc până unde se întâlnesc în ce? Cât credeți că este? De centru. 5 km. Mânt centru. Da. Da. Nu, mânt e mijloc și ce e centru. Nu, ce este locul unde se întâlnesc. Da. Se întâlnesc după 3 ori. Dar nu e la centru. Da. Mai aproape de bec, dar am zis. Am zis că mai aproape de bec. Întrebarea mea... Cât este de mare MC? Păi, eu m-am gândit dacă într-o oră da, fac 25. Da. Să aflăm cât fac în jumătate. Dar de ce te... Lasă, nu trebuie să... De ce te gândi la jumătate? Vin cu argumente. De ce la jumătate de oră? Păi, m-am gândit că într-o jumătate de oră dacă ar face așa... Păi ar fi cam... Din cu argumente, ce caută jumătatea asta de oră în raționamentul tău? Păi un sfert de drum. Poftim? Un sfert de drum. Jumătate de oră? Un sfert de drum. Jumătate. Un sfert de oră? Păi o oră un sfert de drum. Cum spui sfert de drum, mamă? E după 3 ore să întâlnesc. Lăsăm să vedem ce gândește. Darian, am mai discutat împreună și am zis așa. Nu arunci răspunsul și cum gândești. Ci stăm și analizăm, să vedem în fiecare clipă, când am deschis gurița, să fie rodul unei gândiri. De ce? Acum, ce argumente ai? Ce caută jumătate de oră? Ce interes ai tu pentru jumătate de oră? După jumătate de oră, pentru cine? Pentru primul care a mers, el mergea cu 25 km pe oră, numai într-o jumătate de oră, fac 25 împărțit la 3, 12 km și jumătate. Da. La ce îți folosește asta? Adică... Păi se întâlnesc între ori, că 25 ori 3 facem, și ne dă 70 de kilometri dacă facem cu primul și facem 70 împărțit la 5 ca să putem scădea cei 5 kilometri care îi are în plus. Și vedem în 3 ore câți kilometri face acela, adică 60. Mai. Deci, m-am gândit că putem să facem 25. Ori 3, adică de 3 ore. Că 3 ore merge prima. Da. Și 25 ori 3 până la momentul întâlnirii, da. Până ce? Și ar da cam 70. 25 ori 3? 75. Da, 75. Deci prima ar merge până la momentul întâlnirii 75 km. Da. Care înseamnă 3, care e egal cu 3 ore, ori 3 ore, 25 km, da? Și apoi să facem acel 75 împărțit la 5. De ce? Păi, ba nu. Păi, pentru că m-am gândit că putem să scădem cei 5 km care i-a făcut-o prost. Păi, de ce împărți la 5? Când ai... Păi, nu știi. Păi, să scădem? Nu ai niciun argument. Păi, cum să faci? Deci, Daria, este superbă chestia. Ăsta se justifică că te interesezi până la momentul întâlnirii cât a făcut și primul. Adică, în mijloc,
Primul a făcut 75, al doilea. Primul a făcut 60, deci primul a făcut 75, al doilea a făcut 60. Al doilea, deci face 30. Păi m-am prins acolo între mijloc, e 15. 30 ori. Păi dacă muncea... Ori 20, deci, egal cu... Nu, 20 egal cu 60. Kilometri la oară. Facem 75 minus 60 și ne dă 15. Și în mijloc acolo este 15. Asta se dă în mijloc până acel, 15 km. Da, ce ușor. Autorul vrea distanța dintre A și B, nu? Da. Atunci e și mai ușor. E și mai ușor. Că de la A până aici au făcut 75. 60 plus 15. 60 plus? 15. Asta e distanța de la A la B. De la A la B, măi. Atunci facem 75 plus 60. 75 plus 60. 75 plus 60. Mare brânză, nu? 75 plus 60. Adică 100. Deci autorul asta vrea distanță de la A la B. Unde 135? Ați complicat problema. Am complicat-o. Că dacă aș fi cerut distanța dintre mijloc și punctul de întâlnire, era mai complicat un pic, nu? Corect. Da. Da? Că trebuia făcut de distanța de 75, alat de 60, mijlocul aflat, mijlocul aflat al distanței, adică practic trebuia să vedeți ce însemna mijlocul. Mijlocul însemna toată distanța aflată și împărțită la 2. Corect. Cât este toată distanța aflată? Păi 75 plus 60. 75 plus 60. 135 împărțit la 2. Împărțit la 2, stați puțin, acum fac. 67 de kilometri jumate. 63. 67. Eu cred că 66 plus 65 este 130, mama. Da, mama, numai că... Deci avem 135 împărțit la 2 și 2 încape de 6 ori în 13 și ne-a dat 13 minus 12 care ne dă 1 și avem 15 împărțit la 2 care ne dă 3. Care ne dă? 15 împărțit la 2 care ne dă? 15 împărțit la 2 care ne dă... 7. 7 ori 2, 14, și rămâne iar 1, 10 împărțit la 2, 1 kilometru împărțit la 2, fac jumătate de kilometru, 500 de metri, da? Da, dar noi nu știm cum e. Nu, nu, mai ți-am spus 500, că asta știi. 500 de metri știi. 500 de metri, da, kilometru are 1000 de metri, împărțit la 2, 500 de metri. Deci puteam să gândim așa. Acum, ne întoarcem la problemă și vreau neapărat să vedem distanța asta în ce, în două moduri. Corect. Deci, un mod a fost acela. Deci, hai să facem așa, să terminăm problema în cerința autorului. Da. Cine a cerut autorul? Distanța A, B e egal cu cine? Da, distanța B e egal cu cine? Și rațional. Distanța A, B. Distanța de la A și B. Asta, da. Da. D de la A la B. Da, distanța de la A la B. Și pentru asta, zicem, distanța de la A la B. A la B este egal cu 3 ori 25. 3 ori 25, scrie și tu. Da, eu am scris. Da, plus? Plus 3 ori 20. 3 ori 20. Și egal cu? 135. Deci face? 75. 60 egal cu 135. 135 de kilometri. 135 kilometri, da? Bun. Am răspuns la autor. Acum, mijlocul distanței până la distanța de la A la M, unde mă-i mijlocul, da, egal cu jumătatea distanței de la A la B. Deci egal cu distanța de la A la B împărțit la 2, nu? Adică 75 minus 60, care înseamnă de e. Nu, distanța până la mijloc, adică tu. Până la mijloc. Împărțit la 2. Toată distanța împărțit la 2. 67,5. Deci egal cu 67 kilometri și 500 metri. Pentru că... Voi n-ați învățat cu virgul. Dar nu, că mi-am dat seama 7,14 și că încă două... Jumătăți? Da. Dar așa scriem pentru nivelul vostru. De 67 și 500 de metri. Și distanța de la M la C? Distanța de la M la C? Punctul de întâlnire. Trebuie să aflăm distanța BC acum. Da.
Deci distanța BC. Tu dacă acolo văd 67, mai scădem... Păi stai puțin... Distanța BC cât e? Ia! Distanța BC ar face 67 minus 15. Pentru că la o mers mai puțin cu 15 km. Eu m-am gândit să fie 60. De la B la când nu-i 60? Nu-i 3 ori 20? Ba da, pentru că ăla e... Da, 3 ori 20 și egal cu 60 km, da? Da. 60 km. Da. Și distanța acum, de la mâna C. Și de la mâna la C, păi ești 15. De la, asta am de la mâna la C ar fi așa, 67 km. Da. Și 500. Da. 67 km și 500, minus 60. Minus 60. Km. Egal cu... Adică... Stați puțin, 67 și... Deci 500 minus 60, vreți să aflăm? Da. Nu 75 minus 60, nu faveți, da? Din 67 km și 500, cât e mijlocul? Adică... Da, e 15. Deci, mijlocul e... Distanța asta de aici e de 67 și 500, nu? Da. Păi... E mijlocul. Noi trebuie să aflăm acolo, aia mică, trebuie să facem 75 minus 60. Da, toată distanța, cât a spus? Toată distanța este 35, da? 135, mijlocul, da. 37,5, da? Da, da. Nu trebuia să facem 75 minus 60, ca să aflăm mai repede? 75. 75 ai spus, că tot mers până la ei. Minus 60. Minus 60. Nu faci la 2, că-s 2. Da. Face cât? 15, da? 15 pe la 2, 7,5. Deci, 67 km, da? Minus 60, face cât? Tu 7,500, da? Face 7, virgulă, nu 7, 7 km și 500 metri. Deci, practic, distanța MC este de 7 km și 500 de metri. Da. În seara. Ei, dragilor, vă rog să observați un lucru. Că cei 15 km care ni s-ar părea nouă aici ca fi, trebuie simpățim la 2. Trebuie simpățim la 2. Motivul. Ăsta nu i-a făcut, iar ăsta a făcut în plus cei 15 km. Da? Deci ăsta n-a ajuns până acolo și ăsta i-a făcut în plus. E, da? Deci de două ori spațiul ăsta ca timp. Deci de aceea diferența asta este de câte? De 67 km și 500. Este în final 7 km și 500. Este în final 7 km și 500. Deci, se părea că MC ar fi de 15 km. Am zis noi repede, da. Foarte repede, ne-am grăbit, ne-am intrat în campanie. N-am zis și împărțit la 2. N-am zis. Am uitat. Nu, n-am uitat, n-am raționat. Ne-am grăbit. Ne-am scăpat acest lucru. Da? Deci, ne-am grăbit. În timp ce ăsta a ajuns acolo, aici, el a ajuns acolo. A ajuns la unde? Ce? Când ăsta era la mijloc, ăsta era mult mai în urmă. Mai avea de făcut vreo 5 km. Mai avea de făcut încă 7500. Corect. Și ăsta face așa și se întâlnesc aici, în punctul corect, ce? În punctul ce? Când am pus întrebarea cât este MC. Am zis 15, noi toți. Formidabil, cât ușor ai intrat în capcană. Noi tot am, că am gândit așa, la fiecare oră, la fiecare, problema am făcut totale de tot. Da, când la am fiecare oră câte 5 km. La fiecare oră am recuperat 5 km. Da. 5, 5, 5. 5. Deci am mers cât ăla și am avut încă 15 km în plus. Uh-huh. Și am gândit noi că cei 15 km ar fi mâh ce. Așa am zis. Da, o prostie. O prostie. Suntem cinstiți. Da. Da? E corect. N-am împărțit la 2 pentru că n-am sesizat chestia de finețe, foarte tare problemă. Că el era mijlocul, domnule. Da, mie era mijlocul. Și că... Mijlocul distanței, mă. B n-a ajuns în ce? Ca să fie, să-l aștepte pe, pe ce? Ci mai avea de mers, nu? Corect, ăsta mai avea din B, ăsta mergea cu 20 km. Sigur că da. Deci,
Asta înseamnă că până la mijloc, dacă ne-am fi chipuit că, mă rog, ajungi și la mijloc... Ăsta din B avea 15 km de făcut, domnul profesor. Sigur că da. Deci ăsta din B mai avea 15 km. Dar acei 15 km, care era distanța până în mijloc... Corect. Datorită faptului că întâlnirea se produce în ce? Tot la mijlocul distanței din... Așa, dintre cât mai avea ăsta, da. Când primul a ajuns la mijloc... Corect, da. B-ul mai avea 15 km până la mijloc, da? 7,5, cred. 7,500, cred. Deci 7,500. Da. Nu, atenție mult. Când ăsta a ajuns la mijloc... La mijlocul distanței, adică 67,5, că știm că asta e mijloc. La 67,5. Da, ăla au făcut... El ar fi, până la punctul de întâlnire, mai avea doar 7,5 km. Da. Pentru că și celălalt a făcut 7,5. Și atunci s-au întâlnit. Și atunci s-au întâlnit. Gata. Asta e șmecheria tare. Când ăsta era la mijloc, distanța dintre ei era de 15 km. Distanța dintre ei, corect, domnule? Da, era de, am împărțit la 2. Da. Corect. Era de 15 km. Da. Acum, vin amândoi și recuperează foarte bine până aici. Până în punctul C, corect. Până în punctul C și datorită diferenția acelea, face jumătate asta, jumătate asta. 7,5. 7,5. De-aia trebuia să împărțim la 2. De-aia împărțim la 2. În prima, trebuie să ne cunoaștem, că prima dată mai am zis gata. E ce înseamnă? Ce înseamnă? Grava. Copii. Grava, știi că treabă. Da. Insist aici să vă zic, că, atenție, Daria, nu tot ce ne vine la prima citire este și corect. Corect. Sunt foarte multe situații când ne îndreptăm raționamentul pe parcurs. Cu cât pătrundem mai în adânc în problemă, cu atât mai clară este treaba și reușim să facem și corecții. Este mare greșeală ca la prima citire spun, pac răspunsul, ne adunăm, riscădem, ne mulțim. Dar, Daria, ce ai putut înțelege după toate discuția din seara asta? Că nu trebuie să pun să nu trebuie să mă grăbesc, nu trebuie să pun problema de la prima citire, trebuie să o citim rap, trebuie să o înțelegem, trebuie să o citim de mai multe ori, nu trebuie să ne grăbim. Să refacem încă, da, după ce am făcut. Da, și să refacem și să vedem dacă am făcut bine și să... Și în primul rând să nu dăm, de exemplu, avem un numărul și să-l dăm gata. Nu trebuie să ne grăbim. Da, nu vorbim înainte de a gândi. Da. Deci mai când deschidem gura, deja trebuie să fie fost rodul unei gândiri. Nu-i gândim nu așa. Da? Deci să avem finalizat asta. Deci așa? Deci așa, da. Deci faceți asta. Da. Tema. Și formulați voi o problemă. În varianta asta. Deci, să se formuleze o problemă. În varianta asta, cu alte numere. Corect, alte viteze. Ce ușor. Deci cu alte numere și să meargă în același stil de lucru. Biciclist merge cu atât. Și cereți așa, distanța, fiindcă vor fi viteze diferite, sesizatul unde se întâlnesc ei în punctul de întâlnire, dacă mai aproape de B sau mai aproape de A, cum am zis eu, fiindcă V1 are viteză mai mare și V2 mai mică, sigur, mai aproape de cine? De B se vor întâlne. Da? Deci, atenție. Da. Și până cereți distanța de la mijloc până la momentul întâlnirii. Asta e problema, da, frumoasă. Deci aflați și mijlocul și de la mijloc la momentul întâlnirii. Da, deci facem o problemă mai tare decât asta că le cerut autorul. Adică una mai tare. Mai tare? Și cine în sensul mai dificilă. Și cine care dintre noi o face cea mai tare taia faceți? Cum faceți în acele? Daria, că mâine ai și în greză, nu mai bucur așa, că se face seara asta, duci acasă și le faci. Faci? Bine. Deci, v-am povestit asta, copii. Ce noutăți avem? Astăzi, din ce în ce mai interesante sunt lucruri, pentru că am pătrus în zona greu accesibilă. Știi, parcă am urcat pe un vârf de munte. Everest. Da? Și am descoperit cum se compun probleme. Foarte tare, cu ghișițile cerea, cum se compun probleme în care se formulează acolo. Și mai ales, avem și varianta asta de construcție și să vedem cum putem face probleme mai dificile decât le oferă autorul. Da. Da? Hai să le facem rezumat. Sinteză. 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 Sinteză.
Hai scrie tu că scrii mai repede. Probleme! Probleme! Ăsta s-a cu mai multe moduri. Probleme cu scos și repus. Bun. Da, cu scosul și repusul. Nu. No. Să scriu metodele, domnul profesor, să scriu metodele? Așa, hai să scriu. Metoda comparația. Da. Da, 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 metoda comparație. Metoda cu scosul, pusul și... Am lucrat cu doi, metoda mersului înapoi. Da, trebuie și trebuie să vă apuc problemele de bunie. Măcar aici ai reușit și tu să ne încurci cu problema asta. Deci metoda mersului înapoi. Da. Trei, am lucrat cu metoda înlocuirii. Unui termen cu alt termen și un alt termen. Metoda înlocuirii. Unui termen cu alt termen. Unui termen cu altul. În scopul. Obținerea unei relații, în scopul obținerea unei relații, ce se conține o singură necunoscută. În scopul. Scopul obținerii unei relații, ce se conține o singură necunoscută. Conține o singură necunoscută. Și am mai făcut metoda figurativă. A făcut și metoda figurativă. Da. Dacă ne-am vrut să facem segmente. Segmente. Da. Și a fost mult mai ușor. Da, metoda figurativă. Dar să știți că nu doar se putea să faceți și prima prin segmente, nu doar și nu a doua. Se putea face și prima prin segmente. Eu m-am gândit. Aceea cu 3H, cu 4, da. Capre și cu nu știu ce. Foarte bun. Da, da. Da. Foarte bun a fost. Acum, hai, hai, ziceți! De ce nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share! Ei să o facă chiar mai des, nu? Adică să dea like-uri și share-uri cât se poate de dese, pentru că numai așa pot să anunțe și alți prieteni și așa mai departe. Da? La revedere! La revedere!